Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine! 10 noiembrie. Îndreptați dorințele voastre spre lucrurile cerești. Text biblic. Puneți-vă dragostea în lucrurile de sus, nu în cele de pe pământ. Coloseni, capitolul 3, versetul 2. Când poporul lui Dumnezeu își mută privirea de la lucrurile acestei lumi, și o îndreaptă spre cer și spre lucrurile cerești, ei vor fi un popor deosebit, pentru că atunci ei vor înțelege îndurarea și bunătatea și compasiunea pe care Dumnezeu le-a arătat copiilor oamenilor. Iubirea lui va produce un răspuns în ei, iar viața lor va arăta celor din jurul lor că Duhul lui Dumnezeu îi controlează, că ei își stabilesc afecțiunea asupra lucrurilor de sus, nu asupra lucrurilor pământești. Meditând la cer, putem conduce imaginația noastră la cea mai extinsă limită și putem nutri gândurile cele mai semețe de care suntem capabili și mintea noastră va obosi în efortul de a înțelege larghețea și profunzimea și înălțimea subiectului. Este imposibil ca mintea noastră să pătrundă marile teme ale eternității. Este imposibil pentru noi, chiar făcând un mare efort de a înțelege aceste lucruri, ca acest efort să nu afecteze întregul nostru caracter pentru bine și să nu aibă o influență înălțătoare asupra minții noastre. În timp ce vom gândi la modul în care Hristos a venit în lumea noastră ca să moară pentru omul căzut, vom înțelege ceva din prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră și ne vom da seama că nu există nicio adevărată bunătate sau măreție în afară de cea a lui Dumnezeu. Numai prin lumina strălucitoare de pe crucea de pe Golgota putem ști la ce profunzime de fără de lege și degradare a căzut rasa umană prin păcat. Numai prin lungimea lanțului lăsat în jos din cer pentru a ne trage sus putem înțelege adâncimile în care ne-am scufundat. Și numai păstrând în vedere realitățile nevăzute putem înțelege ceva din minunata temă a răscumpărării. Suntem aproape acasă. În curând vom auzi vocea Mântuitorului, mai bogată decât orice muzică, spunând: lupta voastră s-a terminat. Intrați în bucuria Domnului vostru. Ferice, ferice binecuvântare! Vreau să o aud de pe buzele sale nemuritoare. Vreau să-L laud. Vreau să-L onorez pe Cel ce șade de pe tron. Vreau ca vocea mea să facă ecou și reecou prin curțile cerului, spune serva Domnului. Tu vei fi acolo? Dumnezeu să ne ajute și să ne umple cu toată plinătatea și puterea și atunci vom gusta din bucuriile lumii viitoare. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.